Bună seara tuturor, salutare prieteni, facem o transmisiune specială live din București. Suntem cu ochii pe cele ce se întâmplă în Statele Unite, așa cum știam ziua de 6 ianuarie. Urma să fie o zi importantă pentru mișcarea conservatoare. Știți foarte bine, Donald Trump a invitat mii, sute de mii de suporteri ai conservatorilor la Washington pentru un marș, marșul de salvare a Americii, cum a fost el anunțat, la ora la care vorbim în Capitol Hill, unde s-a întâmplat să, să petrec o parte din anii mei de, de studiu. Am fost în Washington vreme de patru luni de zile fellow la o instituție academică, Woodrow Wilson Center, și, cum spuneam, în Capitol Hill. La această oră, sute de protestatari care au steagurile Americii în mâini și care au unii dintre ei și steaguri caracteristice Revoluționarilor din 1776: Give me liberty or give me death, este sloganul unul dintre cei mai importanți Revoluționari din 1776. Ei bine, acești protestatari, doamnelor și domnilor, cu steaguri americane, cu simboluri de susținere pentru Donald Trump au pătruns în clădirea Parlamentului. Este ca și când am avea o manifestare de protest la adresa, să spunem, unui partid care e acuzat de fraudă electorală și protestatarii ar intra în clădirea Parlamentului României. Lucrul acesta nu s-a întâmplat cei drept în ultimii ani și e neobișnuit, foarte neobișnuit pentru o democrație consolidată precum cea a Americii. La ora la care noi vorbim, doamnelor și domnilor, există interacțiuni destul de bizare, chiar violente, între forțele de ordine și unii dintre protestatari. Nu m-ar mira să existe și oameni infiltrați printre protestatari. Tehnica infiltrării, o tehnică veche, linistă pentru compromiterea mișcării conservatoare. Cei drept, la ora la care vorbim, Donald Trump a cerut susținătorilor săi să fie de partea poliției, ceea ce e neobișnuit am spune, nu? Adică să fie de partea forțelor de ordine, ordinea fiind un principiu conservator. Haosul, anarhia nu sunt principii conservatoare. Ceea ce vă mai pot spune este că la această oră, procesul prin care Biden urma să fie desemnat de către Parlamentul American, de către Senat și Camera de Reprezentanților. De președinte pentru că la ei există un proces electoral diferit de cel din România. Acest proces a fost suspendat. La această oră Joe Biden nu este încă confirmat ca președinte de către instituția cea mai importantă pentru democrație care este Parlamentul. Asta arată o situație fără precedent, am putea spune, în America, o revoltă extraordinară a mișcării pro Trump, mișcării conservatoare în fața Acestor uh, alegații pe care le-am auzit în ultima perioadă de la Rudy Giuliani și de la alți reprezentanți ai, uh, ai președintului american cu privire la fraudele din Georgia, din Michigan, din Pennsylvania, într-adevăr, uh, la ore târzii de noapte, în ziua alegerilor, la 4 dimineața, la 5 dimineața, la 6 dimineața, mii de voturi, zeci de mii de voturi, sute de mii de voturi au fost numărate. Pe intervale extrem de scurte, da, pe interval de o oră, au venit, au venit sute de mii de voturi în favoarea lui lui Biden și niciunul în favoarea lui Trump. Suspiciunea de fraudă, însă, care este absolut justificată, trebuia demonstrată în fața justiției. Ei bine, instituțiile care se ocupă de, de analiza acestor fraude n-au spus până la această oră, din păcate pentru Trump, din păcate pentru mișcarea conservatoare, că... Alegerile din aceste state ar trebui reluate. De altfel nici nu s-a mai întâmplat asta în ultimele decenii, nu? să se rea alegerile. La ora asta, doamnelor și domnilor, cred că asistăm la o încleștare fără precedent între două forțe politice, Partidul Democrat și Partidul Republican. În interiorul Partidului Rep Republican sunt unii, de la Arnold Schwarzenegger până la Ben Sassi, profesorul de istorie la un colegiu luteran, care se disociază de, către, de Trump, există și al lui Trump, culmea Ted Cruz, care a fost combatant în 2016 și care l-a criticat pe Trump pentru multe lucruri, este acum de partea lui Trump în această pledoarie, în această argumentație pe care conservatorii o fac, anume că, domnilor și domnilor, Constituția Statelor Unite n-a fost respectată. Într-adevăr, foarte multe legi cu privire la modul de numărare a voturilor au fost schimbate cu foarte puțin timp înainte de alegeri de către reprezentanți, ai guvernului, de către guvernator, de către secretar de stat și în state cheie, repet, state precum Michigan, Georgia, Pennsylvania, votul a fost ca și Nevada, de altfel a fost mutat înspre Biden. Biden care n-a avut doamnelor și domnilor așa cum știți, o campanie prezentă în stradă Biden care nu a strâns mulțim precum Trump și care totuși revendică un vot copleșitor de peste 80 de milioane în favoarea sa. Donald Trump, așa cum știți, a câștigat voturi suplimentare față de alegerile din 2016, a ajuns la aproape, Donald Trump a ajuns la aproape 6, 70 de milioane de voturi, ceea ce este oricum o creștere, numeric vorbind, așa stau lucrurile. E bine, Donald Trump, spuneam, a câștigat voturi din partea comunității latino și din partea comunității afroamericane. Și face observație: protestele pe care le vedeți dacă aveți un televizor deschis. Eu am un televizor deschis, țin telefonul în mână și vreau să fac comentariul ăsta live, fără pretenția de a înțelege toate de subturile situației. Pentru că e o situație ieșită de sub control. Mike Pence tocmai a fost scos de către, de către serviciile secrete din clădirea, din clădirea Parlamentului, din clădirea Senatului. El, ca vicepreședinte al Statelor Unite avea niște puteri discreționare să pună în discuție, să pună în discuție hotărârea, hotărârea unor state precum Georgia, precum Nevada, precum Pennsylvania de a-l desemna pe bineînțeles Biden drept câștigător, el putea face lucrul acesta, nu l-a făcut spre mă rog, dezamăgirea lui Trump. Există deci un soi de ruptură deja între președintele Trump și Mike Pence să spunem totuși că Mike Pence mai are viitor politic și de aceea prudența sa, Mike Pence probabil își va dori să aibă o prezență publică și peste 10-15 ani în timp ce Donald Trump nu cred că poate să solicite asta sau mă rog să aștepte asta. Ei bine, la ora la care vorbim spuneam, totuși manifestările pe care le vedeți nu seamănă și e o observație foarte, foarte neutră pe care aș vrea să o fac cu manifestările violente pe care cei de la Black Lives Matter l-au organizat în vara acestui an. Doamnelor și domnilor, mi-ar fi plăcut foarte mult ca Joe Biden, ca Nancy Pelosi, ca Alexandra uh, uh, Cortez uh, să, să condamne violențele celor de la Black Lives Matter. Mi-ar fi plăcut ca Partidul Democrat să se disocieze de violențele la adresa proprietății private, de distrugerea uh, statuilor. Deocamdată n-am văzut... Statui distruse, n-am văzut uh, proprietatea privată distrusă. Ce am văzut, în schimb, și este într-adevăr fără precedent, și aici eu personal condamn orice act de violență la adresa poliției. Am văzut o furie a electoratului pro-Trump față de până la urmă, cum a fost deja denumită această, această realitate politică față de mlaștina din Washington. Cine știe. Washington chiar este așezat pentru cei care cunosc mai puțin geografia Americii, nu departe de Potomac, este așezată această, această localitate, această capitală, este așezată într-o zonă mlăștinoasă, de aici și sloganul lui Trump, Drain the Swamp, să secăm mlaștina. Ei bine, cei care au venit în Washington sunt disperați în fața acestei noi realități politice, pe lângă Biden avem de-a face cu o echipă de radicali neomarxiști. Kamala Harris este doar unul dintre reprezentanții marxiștilor din cadrul Partidului Democrat. Partidul Democrat nu mai este, doamnelor și domnilor, ce a fost acum 30 de ani, acum 40 de ani, acum 50 de ani, pe vremea lui JFK. Kennedy. Partidul Democrat era un partid de centru, era un partid anticomunist, era un partid pro-capitalism, era un partid pentru suveranitate populară, pentru granițe apărate pentru uh, familii și pentru prosperitate. Partidul Democrat între 1990, mai ales când Biden l-a secondat pe Obama ca vicepreședinte, Partidul Democrat s-a radicalizat. Președintele Obama a spus, haideți să ne amintăm, amintim, let's fundamentally transform America. Da? We want fundamentally change America. Vrem să schimbăm America în mod fundamental. Cu toate acestea, America rămâne marea excepție. Dacă stăm și ne uităm la popoarele lumii, vedem că în foarte multe țări există, din păcate, suferință, sărăcie, sclavie, bunoară chiar și în China, există discriminare masivă la adresa multor persoane în funcție de religie, în funcție de culoarea pielii, în funcție de clasa socială. America rămâne una dintre cele mai atractive țări ale lumii pentru că a avut niște temeiuri da, gândite de părinții fondatori. Ei bine, neomarxiștii de teapa lui, lui Obama și Kamala Harris, inițial Joe Biden a fost un moderat, vor să schimbe fundamental America. Și de aceea, sistemul electoral va fi foarte probabil schimbat de către de către Partidul Democrat, dacă Partidul Democrat va avea un control asupra Senatului, iar oamenii care se revoltă, fără să scuz, repet, niciun act de violență, nu voi scuza niciodată acte de violență împotriva, uh, împotriva poliției care este pus acolo să, să garanteze ordinea, iar ordinea, spuneam, este un principiu conservator, totuși oamenii sunt extrem de supărați pentru că s-au simțit fraudați și pentru că s-au văzut Disprețuiți de această elită politică care a pus mâna pe elemente importante din FBI, care a pus mâna pe elemente importante din Departamentul de Justiție, adică Ministerul Justiției, care a pus mâna evident pe contracte bănoase, foarte, foarte lucrative, care, de, de, de au și îmbogățit familia lui Hunter Biden, familia lui Biden, în anii din urmă. Oamenii sunt revoltați când chinezii prosperă, când politicienii americani bunăoară, etalează, etalează foarte scumpe proprietăți în timp ce ei, americanii de rând, cu greu își găsesc un job. De ce? Pentru că, doamnelor și domnilor, în America, de la Obama încoace, de fapt probabil că chiar dinainte, de pe vremea lui Bush, 60.000 de fabrici au fost închise pentru că manufactura s-a mutat în China. Donald Trump, din punctul meu de vedere, va avea o posteritate controversată în lumina celor care se întâmplă acum la Washington, repet, este o situație care e greu de gestionat la ora asta. Nu sunt deloc susținător al niciunui act de violență, dar înțeleg furia oamenilor care, gândiți-vă că și la noi, în România, la un moment dat au simțit nevoia să dea buzna peste cei din uh, guvernul României, din Palatul Victoria, știți foarte bine, la un moment dat, uh, la un moment dat furia ajunsese la o temperatură foarte înaltă. Probabil furia acestor oameni seamănă cu furia celor din piața universității care l-au văzut pe Iliescu uh, autopropulsându-se uh, în funcția cea mai înaltă în stat în anii 90, da? pentru cei care au această referință. Doamnelor și domnilor, nu vreau să uh, cu, mă rog, prelungesc acest cuvânt, vă văd uh, într-un număr mare și vă mulțumesc pentru, pentru prezență Spuneam doar atât, este un moment fierbinte care va defini, din punctul meu de vedere, viitorul Republicii, nu al Partidului Republican, ci al Republicii Americane. Va exista sau nu o transformare de nerecunoscută a Americii în următorii patru ani, se va încerca transformarea întregului sistem constituțional, se va ataca sistemul electoral, va fi de către Partidul Democrat atacat capitalismul, modul de înțelegere. Al familiei, autoritatea parentală, tot ceea ce înseamnă raportul între, pe de o parte, America democratică și China totalitară, vor fi schimbări dramatice. La toate aceste întrebări sper să am ocazia să vă răspund, atât eu cât și invitații mei, într-un dialog pe care îl pregătesc pentru zilele care vin, un dialog cu specialiști cu oameni pe care îi găsiți de altfel, de la Dan Dungaciu până la Petrișor Peiu, pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați să susțineți Mișcarea Conservatoare din România, puteți oricând să fiți prezenți și primiți conținut video specializat, inclusiv interviuri cu oameni de, de mare excepție, de mare uh, talent cum este Douglas Murray, de pildă, am făcut un interviu în limba engleză cu conservatorul britanic Douglas Murray, este disponibil la adresa patreon.com slash neamțu. Moment delicat, moment foarte dificil în America. La această oră, doamnelor și domnilor, avem un protest care s-a prelungit pentru câteva ore și care, iată, a condus la ocuparea de către cetățeni a acestui Până la urmă, simbol al democrației care este Capitol Hill, care este clădirea în stil, în stil roman, construită de urmașii lui Jefferson, iată că această clădire care are aceste impozante coloane da, care, am, am, care amintesc de senatul american, iată că această clădire a fost ocupată de o parte din, să spunem, susținătorii vehemenți al lui Trump și unii dintre ei se pare că au intrat în Conflict direct cu poliția, spre dezamăgirea lui Mike Pence și a lui Donald Trump, amândoi au condamnat violența la adresa poliției. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, deci și vă transmitem un mesaj foarte simplu: protestatarii, protestatarii încă sunt pe treptele uh, acestui Parlament, protestatarii nu vor pleca, probabil că există o intenție în spatele acestei acțiuni, aceea de a Elimina ceea ce s-a și întâmplat de altfel Toți parlamentarii din congres îi scoate afară Pentru ca voturile să nu mai poată fi numărate Iertați-mă voturile, da? Deci procesul electoral să fie uh, practic suspendat Ceea ce s-a întâmplat La această oră validarea lui, uh, validarea lui Biden nu se mai produce Suntem în 6 ianuarie Protestul era anunțat pentru două zile dar este foarte greu de bănuit ce se va întâmpla mâine. Donald Trump este deja într-o poziție defensivă, trebuie să explice că violența împotriva poliției nu îl reprezintă. Cine a atacat poliția până acum a fost Black Lives Matter. Niciodată niciodată susținătorii lui niciodată susținătorii lui Trump. Însă, repet infiltrările în cadrul acestor manifestații nu trebuie excluse. Există foarte mulți oameni care și-au dorit să se ajungă aici la violență. Ca eu în timp ce vorbesc cu voi mă uit la aceste imagini. Foarte mulți probabil au provocat. Eu văd imagini ale unor tipi îmbrăcați în negru. Nu m-ar mira să fi fost băieți de la Black Lives Matter implicați în acest proiect. Ca să compromită, repet, mișcarea lui Trump, uh, mulți uh, au dat cu gaze înspre poliții și polițiști și polițiștii au reacționat, evident, în legitimă apărare. Doamnelor și domnilor, situație complicată, stare de asediu în Washington, titrează uh, diferite publicații și vedem aceste coloane impozante ale Senatului american, așa cum uh, Probabil, nu? Brutus a văzut coloanele în spatele căruia Iulius Cezar și a văzut sfârșitul. Probabil că un sfârșit politic poate fi imaginat în această seară, din păcate, pentru că presa, doamnelor și domnilor, va Relata toate aceste evenimente într-un fel care să-l compromită definitiv pe Donald Trump. Vor spune că Trump a incitat la ură, că Trump a incitat la subminarea ordinii constituționale, vor spune că Trump este în spatele actelor de violență, etc., etc., etc. Au spus-o în 2017 la Charlottesville, au spus-o ori de câte ori au putut, acum probabil vor căuta să îl incrimineze pe Trump și pentru aceste. Întâmplări Cert este că niciodată America n-a fost atât de dezbinată S-au auzit focuri de armă în interiorul Congresului Lucrurile acestea uh, sunt uh, Lucrurile acestea sunt tulburătoare Și vor evident cere Săptămâni întregi de investigații Cine a tras, cum a tras uh, E o întrebare Și uh, din păcate imaginea, uh, imaginea Aceasta democrație americană Are de pierdut dar a avut foarte mult de pierdut, cum spuneam, și în vară, când politicienii democrați au aplaudat, au încuvințat, au cauționat violența celor de la Black Lives Matter. Între timp, vă pot doar spune că politicile lui Obama sunt în, pe cale de a reveni, că la Casa Albă, acolo unde protestatarii Evident, n-au ajuns, n-aveau de ce să ajungă la Casa Albă. Evident, spuneam, protestatarii se așteaptă ca la Casa Albă să existe o reîntoarcere a politicilor lui Obama. Asta înseamnă inclusiv utilizarea, utilizarea banilor publici pentru finanțarea avortului în diferite țări, pentru cauze care nu țin neapărat de etosul tradițional al nostru, al conservatorilor, văd imagini cu niște reprezentanțe ai serviciilor secrete care trag, care folosesc arma, care trag probabil spre cei care riscau să intre fraudulos pe ușa Parlamentului. Nu poți intra în Parlamentul american fără să fii parlamentar. Același lucru este valabil pentru orice țară democratică. Unii dintre protestatari au încercat să intre în parlament, în chiar clădirea unde au loc sesiunile ordinare și extraordinare și într adevăr atunci, în momentul în care au încercat să intre pe ușă acești protestatari, cei de la serviciile de ordine au scos pistolul și au tras, nu știm dacă au fost victime sau nu. Focuri de armă spuneam în interiorul cele mai importante clădiri a Americii care este, până la urmă, simbolul lumii libere. Întotdeauna, într-o democrație, au existat păreri diferite despre orice lucru, dreapta și stânga, două realități politice incontestabile, democrație și republicanii. S-a ajuns însă într-un punct în care, din punctul meu de vedere, într-un punct în care imaginea democrației, nu doar a lui Biden, nu doar a lui Trump, ci imaginea democrației americane. Va avea foarte mult de suferit. Propaganda chinezească, propaganda rusă, toate organele de presă ale țărilor totalitare vor folosi aceste imagini pentru a spune că democrația nu merită efortul de a fi susținută. Că e mai bine să fim conduși de către un despot, de către un atotștiutor, de către un satrap, de către un dictator pe viață, precum Xi Jinping, precum cine știe. Vladimir Putin. Iată imagini, în timp ce vorbesc cu noastră, văd imagini din Camera Reprezentanților și din diferite săli ale Congresului, unde există, după cum știți, și la ei, și la noi comisii de specialitate. Unii protestatari au intrat, dar sălile erau goale. O situație nemai întâlnită: Congresul American ocupat de protestatarii supărați, pentru că se simt fraudați. Nimic nu, mai este mai, nimic nu este mai important într-o democrație decât să asiguri o numărare corectă a voturilor. Stalin a spus că nu contează cine votează, ci cine numără. Mulți au sentimentul că Stalin a participat, ca să zic așa, la numărătoarea voturilor din toamnă, din noiembrie și de aici toate aceste, aceste fenomene. Părerea mea este că va fi foarte important să auzim vocea moderaților, și sper ca mulți moderați să își dea seama în toate partidele că această polarizare extremă nu poate să facă bine nimănui. Biden însuși, din punctul meu de vedere, este obligat. Biden însuși este obligat să înțeleagă supărarea celor care nu-l văd drept președinte legitim și să admită că aceste suspiciuni de fraudă îl vor urmări patru ani de zile, așa cum Donald Trump a fost acuzat că a fost făcut președinte de către Vladimir Putin patru ani de zile, fără probe, așa cum s-au cheltuit milioane de dolari pentru a testa o ipoteză a unor șmecheri din FBI că nu erau niște genii, stați liniștit. Așa cum s-au cheltuit, spuneam, 40 de milioane de către comisia lui Müller pentru a Demonstra, și nu s-a demonstrat nimic că Putin l-ar fi pus pe Trump președinte, foarte multe luni ale acestui an 2021 vor fi, vor fi, consumate de jurnaliști, de politicieni americani în primul rând, pentru a justifica că nu așa, alegerile din 2020 au fost nefraudate. America se află la o mare, mare răscruce. Încerc să mă gândesc când a mai fost așa. Și sincer, îmi pare rău să o spun, singurul an care îmi vine în minte este 1863. 1862, 1863, în perioada războiului civil. Ferească Dumnezeu de un război civil. Războiul civil apare atunci când, așa cum știți, de la Republica Romană încoace, două facțiuni da, se suspectează reciproc de neloialitate față de părinții fondatori. Brutus l-a suspectat pe Iulius Cezar de uzurparea ordinii constituționale gândite de părinții fondatori ai Republicii Romane și s-a ajuns la asasinat și apoi, bineînțeles, la tranziția către Imperiu, perfect executată de către Octavian Augustus, iată acum există o suspiciune majoră din partea republicanilor față de democrați, anume că ei, democrații, uzurpă instituțiile părinților fondatori și ordinea constituțională. În același timp vor veni democrații să spună nu suntem noi cei care uzurpă ordinea constituțională, uitați-vă, sunt fanaticii trampiști, uitați-vă, au intrat în Parlament. Repet și cu asta închei, domnilor și domnilor, moment incredibil pentru, pentru, istoria occidentală. Cineva spunea, și acela a fost Isus, că o casă dezbinată se prăbușește mai ușor decât o casă atacată din afară. Nu trebuie să ataci o casă din afară. E mult mai ușor să o surpi dacă o dezbine înăuntru ei. A, a divided house. That's the house of representatives today. Yes, The winter of discord. Iarna, dacă vreți, învrăjbirii și dezvrăjirii. Este, pe de-o parte, învrășbirea ideologică, politică și dezvrăjirea, în sensul în care ne uităm la această imagine și a Parlamentului și vedem ceva desacralizat până la urmă. Vedem confruntarea de tip revoluționar până la urmă între popor, sau o parte din popor și așa zis și reprezentanții ai poporului. Din păcate, reprezentanții poporului, să știți, au uh, profitat în ultimii 50 de ani și au uh, reușit să se îmbogățească, să-și facă averi consistente, contracte de milioane de euro, gândiți-vă, pentru rudele acestor politicieni, ca și la noi. Poporul american are însă în sânge, probabil, revolta părinților fondatori care au spus la un moment dat: Dacă nu ne simțim reprezentați, nu vrem să fim taxați. În 1776, da, în 1776, George Washington și John Adams și Benjamin Franklin și, bineînțeles, Thomas Jefferson au fost de acord cu cu un război împotriva britanicilor care, sigur, nu îi respectau. Sper să nu se ajungă la un război civil în America, sper ca forțele moderate să poată găsi consensul, e foarte greu. Și de asemenea vă mai spun un lucru, America are problemele ei, Europa are alte probleme. În orice caz, în Europa, dacă există o ruptură socială, ea nu este neapărat doar între facțiuni politice, dreapta și stânga. Ruptura în Europa este și între grupuri etnico-religioase. În Franța există generali ai armatei franceze care vorbesc deschis despre ipoteza războiului civil. Există oameni care disprețuiesc Republica franceză, deși sunt cetățeni francezi, și care sunt uh, sunt gata să pună bombe la metrou pentru a crea haos și anarhie. Din păcate, în uh, iarna lui 2020 în Franța am văzut atentate teroriste pe care unii cetățeni francezi le-au aplaudat. Franța este într-o situație complicată apropo de Europa care are propriile sale probleme. America este într-o altă situație complicată. Sângele E întotdeauna fierbântat atunci când există conflict și cred că ultimul mesaj al lui Donald Trump pe Twitter e menit să potolească, dacă vreți, revolta și sângele clocotit, clocotitor al protestatarilor. Dar situația aceasta este o situație tristă și am fi dorit să vedem în America lucruri nobile, mărețe, de la alegeri corecte până la proteste non-violente. În păcate, violența caracterizează protestele de stradă în America în ultimii ani, spuneam, de la Charlottesville până, iată, astăzi, 6 ianuarie 2021, elementele de extremă stânga, Black Lives Matter, provocatoare, au trezit elemente de Extremă dreaptă, putem spune, și iată cum se spune în popor: extremele se atrag. Nu înseamnă că cei care au protestat pașnic nu trebuiau să fie acolo, ba da, felicitări celor care au fost pașnici, felicitări celor care și-au spus punctul de vedere, însă, cu siguranță, repet, în următoarele zile veți vedea din partea mașinii de propagandă utilizarea acestor imagini în sensul denigrării lui Trump și probabil că scopul este uciderea până la urmă acestei voci, eliminarea pentru totdeauna acestei voci non-conformiste care a fost vocea lui Donald Trump. Pentru cei care l-au comparat pe Donald Trump cu Igor Dodon, probabil că este măcar acum evident că Donald Trump are în continuare o susținere populară masivă față de păpușa moscovită de la Chișinău, apropo de comparațiile inadecvate făcute în ultima vreme, dar revin focuri de armă în interiorul Congresului aici, nimeni n-a crezut că se va ajunge, cei drept nu vedem însă mașini care ard, nu vedem hoție la drumul mare, nu vedem neapărat uh, magazine vandalizate și furate, cum s-a întâmplat cu protestele Black Lives Matter, vedem o mulțime de oameni, probabil din estimările mele, repet, am trăit în Washington patru luni de zile, am fost în fiecare zi prin fața Congresului a trebuit să merg spre The Library of Congress, mi-am scris cartea Povara Libertății, utilizând cărți din această superbă bibliotecă creată de către Thomas Jefferson, cel care a donat primele lui cărți, președintele Thomas Jefferson și-a donat primele cărți acestei instituții, Library of Congress, care a trebuit să fie închisă. Și din estimările mele, uitându-mă așa puțin pe ecran, văd circa 7.000, poate 10.000 de oameni în fața. Congresului American, Capitol Hill. Doamnelor și domnilor, aici este finalul transmisiunii mele. Încă o dată, nu uitați, susțineți principiile adevărate ale conservatorismului de la raționalitate, prudență, non-violență, până la respect față de adevăr, lege și constituționalitate. Susțineți mișcarea conservatoare românească. Acum puteți oferi sprijinul nostru la adresa patreon.com. Puteți urmări toate emisiunile noastre pe Vocea Libertății mi-au rămas spun, seara liniștită și să ne rugăm pentru America. God bless America, God bless Romania, God bless you. Bye bye!